Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Robloxianos. Tocmai ce am terminat de filmat un episod, vreau să mă bag la somn și am primit mail-urile de la abonați. Și-a băgat, gata, barbașane, merge Roblox, ok? Pe la 2 dimineața și-a revenit, suntem cam puțin, voiam să filmăm altceva, dar nevoie de mai mulți oameni și am zis, ok, atunci hai să filmăm altceva așa de dimineață când vă treziți, să știe, mă gândesc toată lumea că merge Roblox și pentru asta vreau să mă joc niște Pet Simulator. Deci toate jocurile merg, încă nu și-a revenit la capacitate maximă, dar totuși văd destul de mulți oameni pe Brookhaven RP, 160k, da, 160.000 de oameni, dăm zoom in, da, welcome to Bloxburg, deci se vede că jocurile au player, 54k, deci chiar că am revenit în mare parte, nu cred că la 100%, vreau să jucăm niște Pet Simulator, că nu am idee ce să mă joc sincer la ora asta, Pet Simulator X Event, ok, tata, big games. Am mai jucat Pet Simulator în trecut, nu știu dacă e același joc, nu cred că văd că m-a spawnat de la absolut zero, dar, hai să zic care e faza, am văzut că erau extrem de mulți oameni în joc, n-am înțeles de ce. Deci este foarte popular și l-avem pe Naruto care are skin cu Naruto. Gen, îți dai seama că e pe bune treaba. Uite ce peturi are și ce șmecher și apoi iată-mă pe mine. Și-mi sărac băieți cu ochelarii mei șmecher. Eu am câinele ăsta care nici nu știu ce câine, ce-o fi. Habar n-am. Am un singur animal, basic, îl cheamă Sadi. Așa, putem să-i dăm, să-i punem nume, îi punem ceacălie, frumos. Nu mi-a zis că mi-l cenzurează. Nu, bă, nu l-a cenzurat. Și dacă țin minte, gen Pet Simulator nu e nimic nou. Te duci, dai click aici și animaluțul să înceapă să consume. Corect? Să consume de acolo. Nu văd niciun ban, nu văd nimic. Deci el consumă, îți dă niște bănuți, ok. Am înțeles. Și ce sunt astea? Hoverboard. Ok. Cred că o să ne ajute ca să ne mișcăm mai repede. Am înțeles. Ia mă că au venit abonații. Uite, bă, abonatul la 2 dimineața și cu tricou Rafael Marius Perence. Mama, Marius, bine să-ți dau 1000 de Robux. Doar că a intrat la ora asta după mine, jinea bun. Shop Town, pot să mă teleportez? Unlock all. Nu, momentan, auto settings. Ok, animalul ăsta mănâncă, nu știu ce înseamnă. A, ia vezi, tata. O, vrei pet free, Rafa? Da, bun, de ce are verify pe joc, what? Asta e așa, chiar nu mă înțeles, deci eu am... Câți bani am? 50. Ia vezi pal nostru acum, parcă vă când dă ultimul pet din joc. Ce e boia? Bă, se termine episodul la când dă aia. What? S-a încheiat tot. Abar n-am, dă-mi și tu unul, nu-mi da tot. Îmi dă tot omul meu? Nu știu ce e petul ăla, e 16 milioane, gen, what the... Gata, am terminat jocul. Haideți băieți, cine jucăm altceva? Țăcălie, bă, noi o să-l păstrăm pe țăcălie așa de vremuri bune. A, poți să am 4 animale? Ok. Ok, boys. Hai și noi aici un pic. Au, uite, bă, cum curge diamantele. Mama, mama, cum curge diamantele, băieți. Nu știu dacă e bun petul ăla sau nu. Wow. Ce-ți dau pentru 3 milioane gems? Nu înțeleg ce se întâmplă. Deja am 10.000 de dolari. Se întâmplă chestii, vreau să mă duc să deschid niște ouă de astea, stai un pic. Ia uite, ia uite ce deschid eu. Ia uite. Uite-te o pisică, la trisul de... Ce sunt ouăle astea? Starter egg. Deci sunt niște animaluțe aurii la 9.000 de dolari. Hai să luăm unul de ăsta la 9.000. Te le deschid 3 ouă eu. Vaca de aur. Stai așa că am făcut misiune. Porcul de aur. Ok, porcul meu. Unde e inventarul? Aici e inventarul. 21 are. Ia uite. Stai un pic să vedem de unde am pornit, mă înțelegi? Eu pot să am... A, 4 animale, ok, are sens. Stai un pic să cercăm animalele astea de buget. Halloween event. Ia e? A, dau click așa de 4 ori. Stai, dacă dau click o dată? Ieta, bă, ce muncește ăștia. Muncește. Ok. Și acum îl debifăm pe țăcălie. 1, 2, 3. A, ne mai lipsește unul, m-am înțeles. Deci avem doar 3 animaluțe. Ok. Bun, păi. Hai să ne prostim și ne un pic pe aici dacă este. A, păi pui la... de-astea diferite, am înțeles. Dar de ce îmi bubuie urechile totuși? N-am și eu un autocolect ceva? A, uite băi, pui la comori, tată. Băi, știi care-i faza? Eu cred că omul are făcut jocul de la zero, corect? Că eu mi-aduc aminte de jocul ăsta exact așa, numai că are, acum are altă grafică. Gen, e mai frumos.
E mai animat, e mai family friendly, așa, știi ce zic? Nu știu dacă înțelegeți voi ce vreau să zic. Bun, și de ce nu mă lasă să le deblochez și pe astea? Forest Egg, cred că trebuie să deblochez zona. Corect. Și nu pot să colectez banii, trebuie să trec eu prin ei. Mamă, păi ne lua o veșnicie fără... Ne lua o veșnicie, ia să teleport, Rafa. Poate la timpul lor, deci eu aveam un meu verify nici acum, nu știu. Ia. Wow, diamanți. Nici nu știu ce fac cu diamanții. Wow. Frumos, bă, safe. Animalele astea sunt insane la milioane. Am 2 milioane, gen, what? What, sunt pe locul 2 pe server, wow. Cum se nimerește, bă, tocmai la ora asta? Player speed. More storage, more diamond. Eu vreau să mă mici repede, pe mine nu mă mai interesează altceva. Dar player speed cred că e, aha, ca să te miști aici, da. Oare se aplică player speed și la hoverboard-ul ăsta? Break trend and presence. Ah, și te duci mult în spate. Păcat că nu-ți arată tabela, să vezi care e șeful de aici. Nice. Stai un pic că ne-a deblocat ouă noi, bă. Ia uite, deblochez ouă la 4000, nucă, ce e asta? Nucă miu. Mamă, oița, bă, e tinjet. Bă, ce dor mi-a fost de Roblox. Squirrel, deci cred că a fost picat Roblox-ul vreo 70 de ore, 80 de ore, ceva de genul. Cred că aproape de 100 de ore. Gold, ok. Habar, ne-am luat doar la mișto. Ca să le deschidem o dată pe fiecare, presupun. Golden Squirrel, e o vereviță de aur. Ok, deci le avem pe astea 3. Bă, eu ți-l dau pe țăcălie, sincer. Ce uite, ți-l dau pe ăștia dacă vrei. Ok. El mi-l dă pe Rocky. Uite, facem trade, ce zici? Gata! Ce trade tare! Ok, am făcut un trade pe 500. Așa, hai să punem pe ăsta de 80. Deci, ne trebuie următoarea zonă. Încă nu avem peturi, dar nu înțeleg. Nu există un auto-collect, ceva? Auto-hatch. Ce e asta? Să spargi ou singur sau... Nu înțeleg. Mai bine dădea un auto-collect. Auto-delete. Basic, rare și epic. Abar am teleport. Shop, town, 25.000 de diamonds. Stai un pic. Bun, hai să mergem la următoarea zonă. Ai băgat și tu banul gros. Ia. Uuu, la plajă. Bă, vreau să-mi spuneți la ce zonă ați ajuns voi. Aruncați-mi repede în comentarii. Ok, luăm toate astea. Bine, de fapt eu ar trebui să pun câte un singur pet, probabil, nu? Rank up. Animăluțele sunt destul de puternice. Aha, 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 40.000. Ok, și eu teleporterul ăsta... îl deblochez în felul acesta. Ce să cumpăr cu diamante, oare? Wait, fuse pets? Aha. Îi bag pe ăștia. Și din 81 cât a ieșit? 67! Măi, și mai puțin sau mi se pare mie? ok, sunt prea multe chestii de luat de pe jos. Pot să iau, există auto-loot? Există auto-loot? Să le iau de pe jos automat? Am deja 10 milioane, gen. Ok, am văzut pe e-mail de la cineva. Vrei pet? Al naiba. Vrei mă? Zi! Zi mă, vrei? Așa se vorbește. Vrei mă să guști? Zi mă, vrei? Ok, deci am luat toate nebunele, astea, prăjiturile, nici nu știu ce înseamnă. Astea mici, nici nu ne mai băgăm. Dacă vrei să-mi dai. Ok, ok, ce asta e întrebarea? Cu animăluțe, make rainbow pet. Cyborg. Aha? 13% rainbow. Nah, nu-l riscăm că e destul de rar al nostru. Avem de la PewDiePie, uite mă, 420, ok, deci le putem combina pe astea, am înțeles, aici la 1 milion nu cred că mai are să le deschidem în rost și pe celelalte, nu, că n-are ce ne mai pice, păcat că nu se arată puterea, adică te uiți tu după, știi, uite, basic, interesant, ce e asta, pet collection, deci există multe animale, wow. Wow, 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 nu există rebirth-uri sau ceva? Ce? Asta e întrebarea.
15 pets equipped, 2000 de Robux. The fuck? 1000 Robux, 500 de milioane? Exclusive, Magic Egg. E, o 8 pets equipped. Bă, asta pare bună să ai 8 animale. Asta pare casă. Casă mi-u. Dar celelalte sunt un pic cam scumpicele. VIP area, daily rewards, chat tag and double rank XP. Ok, ok. Sună bine, asta e cu aia, cu verified. Auto hatch? Dar ce înseamnă? AFK open eggs. Better luck with eggs. Lăcat cam mulți Robux în episodul ăsta, băieții. Deci apăsați butonașul de like. Să plece butonașul de like și de la voi. Make golden pet. Failed. Am pierdut animalul sau ce s-a întâmplat? Habar n-am. Ne aruncă, cred... Ha? What? Unde sunt, mă? Asta e cu prăjituri de la coming very soon. Bă, îmi place animația jocului, gen, se vede că e bine făcut. Spawn world. E bine pus la punct jocul, n-ai ce zice. Practic, putem să punem toate animăluțele până la 8. Ia vezi asta. Mă demolează tot animalele astea. Deci cine a dat băiatul ăla chiar erau animale bune. A, știu practic. Hai să ne ducem la următoarea zonă, la 1 milion. Suntem la zăpadă. Mamă, 6 triliarde. Opa. Hai bă, veniți în coace, băieții, lăsați aia. Așa, deci după chesturi mari. Da, ne-am mai jucat pe simulator în trecut. Avem 62 de milioane. Mie nu, mie merge. Nu știu ce vorbesc acolo. Boom, iar la zăpadă. Ok, mamă, ce mă asta? What the... You can afford to buy the golden icicle egg. Trebuie să ne mai upgradăm animaluțele alea, cred. Spargem tot, ok. 16 milioane, deci putem merge și mai departe de atât. Jesus. Ok, de aici o să vină cam dificil. Cred că o să vrească să deblocăm noi toate astea. Town, Spawn World, VIP. Ce-o fi la VIP aici, că sunt curios. VIP redeem gifts. You've got one lucky super boost. Ce-o fi aia? Nu știu. Și cred că spară doar diamante. Dăm click pe toate și spargem non-stop diamante sau... Nu-mi dau seama. A, trebuie să le și iau. Ok. VIP gifts. Pick up 2500 orbs odată. Da, trebuie să mai deblocăm town. Ce orașul ăsta? Să vedem eu. Păi de ce aș vrea town versus shop? Adică, mă rog, nu mai contează. Le avem pe ăsta de deasupra, bă. 83 de milioane? Oh my god. 3000. Tu realizezi că eu abia obțin unul de 3000 și ăla are de 16 milioane? Hai să mai deblocăm o zonă. Că de ce nu? Mamă, ce mă comoară asta mare. Wow. Se întâmplă chiar acum, băieții. A plecat 2000 degrees. A, ne dă bani sau ce facem aici? Stai să vedem eu. 300 de milioane. Holy, dude. Nu te cred. Cyborg. Și mi-a dat, mă, mi-a dat pe ăsta cu 2000. Mi-a dat pet? Wait, what? Rocky. Și acum distrugem tot? Le bază petul ăla. Unde e, mă? Nici nu știu. Nu mai zicem nimic. Ok, 250 milioane. De ce am un miliard? Ce se întâmplă, dude? What? What? Am terminat jocul, gata? Fantasy World. Unde m-am dus, mă? Ia! Opa! Opa! Legend! Legend Hatch! Nu, stai un pic, ia. 7500, avem alți bani aici. Le facem un Enchantos. Uite, 3000, Enchant cu 10000. Și ce se întâmplă? Bum și... Tot 3000. What?
Nu de tot 3000? Gift, prezență de damage, aaa, care are niște bonusuri. Aaa, înțeleg. Pet speed, orb reach, pet strength, more diamonds, more storage. Ce înseamnă storage-ul ăsta? Nu știu, more diamonds, da? De ce nu, presupun? Bă, nu! Vreau să pun pe more diamonds, lol. A, dar era probabil mult prea scump, nu aveam cum. Ia. 51 de diamante. Deci nu e diamantele trebuie să le facem, dar... Gen, trebuie să stai lângă, asta e ciudat. Dacă se colecta automat... Știi ce zic? Deci ne dă diamante? Ne dă 1400 din cadouri. A avut ceva cadou la el, de ne-a dat atâta. E cu bonus. Bonusul. Stai să ne ducem 500 de milioane, e ultimul. Dar cum l-a obținut el pe ăla de 16 milioane, e întrebarea. Ok, 500 de milioane. Mai dăm o dată. You hatched nu știu ce. Ne ducem la pet. Și le avem pe astea cu 10k. Și tot ce lui are 16 milioane, gen ce se întâmplă? Ok, 10k, avem 5 din 8, bum, 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 da? 7 din 8. Bun, hai să mai farmăm de niște bănuți. Ce este ăsta? E prea de tot, adică ne dă prea mulți bani, nu știu. Și că ne dă bani infiniți. Poate am eu peturile prea puternice, știi, și de-aia. Și efectiv ne dă prea mulți bani. Îl spargem. Ok. Cam ciudat că trebuie să dau mereu click. Sunt câteva chestii ciudățele, ok. Așa. Apar ăștia, mai spargem de câteva ori. Aută-l ce dă. N-are nicio treabă. E un pic, uite, legend. Stai așa că fac level, să nu știu ce se întâmplă. Immortal. Congrats, you've ranked up to immortal. You get one triple damage boost. Two super lucky boost. Ce sunt boosturile alea, că nu înțeleg. VIP și lucky în colț acolo. Aia o fi? Aia o fi, boys? Habar n-am. Și chiar nu am idee. Hai să spargem 25 de chesturi. Să fie treaba. Boom. Aveți și voi GFL în descriere, codul 12% reducere. Nu știu dacă am zis, nu cred că am zis pe episodul ăsta. Aveți grupul de Roblox în descriere. Dacă luați bluzițe ale canalului cu logo-ul canalului, susțineți seria. Că de acolo bag Robux și se spun pentru episoade. Ducem la shop. Sus de tot aici. Și hai să mai luăm niște astea. Nu-mi dau seama care e bun, care nu e bun, deci chiar nu am idee. Nu cred că ăsta, pătrățelul ăla ce e? Asta e bun, aparent. Ok. Bun, și hai să ne uităm puțin în inventar. Deci, îi debifăm pe ăștia și stai să înțeleg și eu ce se întâmplă practic aici. 37.000, deci putem să deblocăm portalul. Care ce face portalul? Plus 5 pet slots. Adică sloturi aici, da? Ok, Ancient Island, Samurai Island, Fantasy Coins, 85.000. Ok, ca să deschidem portalul ăla aparent. Bă, vezi că ne dă și diamonds, 700. Ok. Deci 2 milioane. Cadourile astea au ceva special în ele sau? Habar n-am, 45 de milioane. Wow, ok, bun, 100, bun, deci ăsta e 85 și următorul e mai scump, nu? 500, da, ok, perfect, și acum am ajuns aici și ce se întâmplă practic? Deci continuăm să facem bani, nu ne mai, probabil a făcut asta ca să ne învârtim pe insule, că n-avea cum să folosească toată harta sau ce a vrut el practic să facă. Ok, perfect. Cadouașele, e ăsta mare aici, mă. Acum m-am prins eu. Da, mă. Și farmăm din greu, ha? Uite că încă mai sunt în spate acolo. Mă induce în eroare, că nu știu de câte ori trebuie să dau click. 300 de milioane. Boom. Și ne-a dat niște diamonds.
Nu, vezi, iar, sigur e o șmecherie să nu mai scoți toate animalele. Bam, odată? Wow! Și cum mă întorc? Pe portalul acesta, mă. Wow, Samurai Island. Holy. You can afford to buy the Samurai Egg. Ok, cred că acum ne ducem... Ah, dar stai mă că noi spawnăm animale de aici, așa e. Ul Samurai de aici, nu? Da, mamă. Enhanced Ancient Samurai Egg. Și e 2 milioane. Stai un pic că vreau să văd de final de episod. Ok? De final de episod, băieții. Vreau să mă duc aici în Portalos. Cu roz, așa, cu cherry blossom sau cum e copacul. Deci aici nu e niciun chest uriaș. Văd că cineva farmează feca. Abar n-am ce se întâmplă acolo. Nu, nu cred că e feca. Ok. Și bănuți ne dă? Bă, ne dă, da. Cred că mergea mai repede chestul ăla. Nu mai vreau trade-uri. Deci chestul ăsta ne spărgea aici. Ne dădea mult mai ca lumea. Asta e să vedem. Era mai simplu că gen dai click doar pe un chest. Nu mai stai să dai pe un miliard de chesturi. Damn! 3 de 1. Da, mamă. Și mai spargem și pe ăsta următorul. Mamă, vrea să spargem 50. Holy. 50 de chestane. Și poți să mă teleportez direct la spawn? Oh, îmi trebuie să mă teleportez aici. Hai că am făcut-o. Am comis-o, băieții, trebuie să mă duc chiar până în capăt. Bine, trebuie să dau 200 Robux, dar acum... Asta, așa. Ne mai uităm o singură dată de final. De unde am început și acum prin toate zonele. E tare jocul. E fain, e fain. Totuși mi-ar fi plăcut să fie puțin mai automatizat. Triple eggs show stop on failure. Triple eggs, auto hatch. Nu știu ce e auto hatch-ul ăsta. Chiar nu știu, auto-delete, am buton de teleportat, 2.12. Ia mă ce ne de că sunt tare curios. De samurai. Boom, golden axolot, ăla de l-au adăugat pe Minecraft. Cât are axolotul ăsta? Vezi că e o page nebun. Oh my god, doi, primul nostru pet care chiar e ca lumea, 140k, let's go. Ok, deci astea trebuie să le completăm. Mai merge un episod cu pet simulator, părerea mea, în care deblocăm toate ouăle astea. Și gen, luăm niște peturi super, super puternice, mai luăm niște diamante și facem upgrade-uri, dar până atunci, le însă abonaților că am terminat și de filmat, voiam să-i dau mare shout-out abonatului de la începutul episodului care mi-a dat peturile OP, chiar îi mulțumesc, m-a ajutat super mult, numai că am uitat cum îl cheamă. Noi să oprim episodul aici, ne bucurăm că a venit Roblox-ul și o să mai facem episod în continuare, vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem la viitoare, pooo!